Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și vă spun bun venit la o nouă lecție de geografie. Vom începe cu o scurtă recapitulare a cunoștințelor. Care sunt cele trei elemente naturale definitorii pentru teritoriul țării noastre? Ei bine, cred că v-ați dat seama că este vorba despre munții Carpați, Dunăre și Marea Neagră. De aceea, teritoriul țării noastre este considerat un spațiu Carpato-Danubiano-Pontic, iar România țară Carpato-Danubiano-Pontică sau Carpato-Dunăreano-Pontică. Numiți trei caracteristici principale ale reliefului României. Ei bine, acestea sunt Varietatea În țara noastră întâlnim munți, dealuri, podișuri, câmpii, văi, depresiuni, litoral și delta. Distribuția simetrică în trepte concentrice Cele mai înalte trepte de relief se află în zona centrală al țării iar altitudinile scad odată cu apropierea de graniță în toate direcțiile proporționalitatea marilor unități de relief în repartiția lor teritorială. Pe teritoriul țării noastre întâlnim 42% din suprafața țării este acoperită de dealuri, 30% de câmpii și 28% de munți. Care este înălțimea maximă de pe teritoriul țării noastre? Ei bine, crezi că ați recunoscut imaginea și vârful montan din imagine, vârful moldovean care are 2544 de metri altitudine. Vârful moldoveanu se află în munții Carpați. Noi astăzi vom discuta despre munții Carpați. Aceștia se desfășoară la nivel european din bazinul Vienei, în partea vestică, până în Valea Timocului, în partea sudică, descrind un imens arc de cerc pe o distanță totală de peste 1500 de km în șapte state. Ei bine, folosind diverse surse, de preferat un atlas sau o hartă, enumerați cele șapte state pe teritoriul cărora se desfășoară munții Carpați. Mergem mai departe. Pe teritoriul României se află cea mai mare parte a lanțului carpatic, formând un inel în jurul depresiunii colinare a Transilvaniei, la exteriorul acestui inel, aflându-se unitățile de deal, podiș și câmpie. Munții Carpați s-au format în orogeneza alpină prin încrețirea scoarței terestre în mai multe etape, mai întâi ramurile arcătuite din roci cristaline, apoi cele din roci sedimentare și, în final, munții vulcanici. Sunt formați din toate tripurile de roci îmbinate diferit de la un sector la altul, ceea ce dă imaginea unui mozaic petrografic. În Carpați există creste ascuțite la peste 2000 de metri înălțime, culmi rotunjite și netezite, circuri și văi glaciare sculptate de ghețari în urmă cu 10.300 de de ani, când o mare parte a Europei era acoperită cu o imensă calotă de gheață, iar în munți se dezvoltau ghețari la peste 1800 de metri. În culmile și platurile calcaroase s-au format. Peșteri și chei, iar în munții vulcanici au apărut platouri și cratere. Carpații reprezintă un castel de ape, aici găsându-se majoritatea izvoarelor râurilor României. Unele râuri au reușit să străpungă în întregime sau parțial lanțul la carpatic din naștere defileelor, cum ar fi defileul Dunării, Aloltului, al Jiului, adevărate porți care au favorizat legăturile dintre zonele interioare ale carpaților și cele exterioare. Prin desfășurarea și dezvoltarea lor pe verticală, Carpații au impus o diferențiere a condițiilor de climă, vegetație și soluri, ducând la apariția etajelor biopedoclimatice. În Carpați există resurse importante naturale. Minereuri, cărbuni, materiale de construcții și ape minerale, a căror exploatare se face în unele cazuri încă din antichitate. Ei bine, putem distinge trei mari diviziuni la nivelul Carpaților românești. Și anume, în funcție de poziția față de depresiunea colinară a Transilvaniei, întâlnim Carpații orientali în partea estică. Carpații meridional în partea sudică sunt numiți meridio meridional deoarece culmile acestora și mai ales dispunerea lanțurilor muntoase se face în lungul meridianelor. Carpații occidentali se află la vest de depresiunea colinară a Transilvaniei. Orient, est, occident, vest. Ei bine, vă propun o a doua sarcină de lucru. În primul rând, identificați care sunt cele mai înalte vârfuri din fiecare diviziune a Carpaților, apoi accesați Google Maps, dați click pe opțiunea satelit, căutați cel mai înalt vârf din fiecare diviziune a Carpaților, activați vederea 3D și faceți o captură de ecran. Aceasta trimiteți-o profesorul de geografie și prietenilor. Eu vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru. Atât pentru astăzi, dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc sănătate și succes.